frați și surori, cât ca și dumneavoastră, s-a întâmplat în viața noastră când ați fost emoționați de vederea poate unui film sau unui videoclip sau poate că chiar ați fost parte, ați fost față în față cu un astfel de eveniment de care un om, oarecare, de pe stradă, cineva, face un bine unui alt om pe care nu-l cunoaște. Chiar a fost o știre astăzi în România, sau dacă nu a fost asta, a fost sigur ieri, când o mașină a căzut într-un râu și o persoană a stărit acolo de... a scos toate persoanele afară și după aia a plecat. N-a stat acolo să aștepte să vină camerele, să zică ce băiat grozav ești tu, uite, te-ai băgat acum în apă rece, să scoți oamenii afară. Și acest om a plecat, pur și simplu. Și cred că ar fi de folos pentru noi, ca și creștini, să exersăm un alt tip de rugăciune această seară, o rugăciune altruistă. Ne-am rugat pentru noi și cred că este bine să ne rugăm și pentru alții. Și îmi aduc aminte când îl ascultam pe fratele Richard Wurmbrand, printre primele predici când a venit în țară după Revoluție, și aproape în fiecare predică aducea aminte fraților că a fost în multe țări și spunea că a fost surprins de cât de multe țări se rugau pentru România, pentru ca România să fie eliberată de sub puterea comunistului. Și iată că un astfel de gând și de asemenea fratele Ciprian, care duminica trecută ne-a îndemnat să avem un timp special în programul nostru de rugăciune pentru națiuni, mă duce cu gândul la această rugăciune de această seară. După cum am uitat, poate că și mea s-a permis un astfel de program, privire la cele mai persecutate 50 de țări din lume, în care locuiesc creștinii și în care pot să trăiască creștinii. Și am observat că săptămâna aceasta este China, dar și următoarea săptămână este tot China, așa că o să ofer ocazia ca următoarea săptămână să ne rugăm pentru China, pentru ca în această seară să ne rugăm pentru Brunei. Așa e că Brunei nu prea ne sună niciun fel, dacă și cine e țara asta, cu ce se mănâncă, dar știu, și eu am trebuit să mă uit pe internet un pic să văd câteva informații despre această țară. Este o țară foarte micuță, o țară care este în Asia, în zona Chinei, Indoneziei, și o țară islamică, o țară de numai 400.000 de locuitori, o țară care cândva a fost parte a Imperiului Englez. Englezii s-au dus acolo și au luat banii și ce mai trebuia, nu le-a lăsat pocăința. Ar fi fost bine să le fi lăsat pocăința, însă această țară este o țară musulmană și aici creștinii sunt persecutați. Și de aceea vă invit ca această zi să învățăm un pic de geografie în rugăciune și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru Brunei, o țară de 400.000 de locuitori, poate considerăm că nu e o țară suficient de mare, 400.000 de oameni, dacă ar fi fost un singur locuitor al Bruneiului pe această lume, Domnul Iisus Hristos ar fi murit și pentru el. Și cred că este datoria noastră ca să ne rugăm pentru Brunei și atunci când vom auzi știri că în Brunei este libertate pentru creștini, să ne bucurăm că și noi am făcut parte la această victorie a Domnului. Haideți ca să ne ridicăm picioare și să ne rugăm pentru Brunei.